Visat-am azi că culegeam pe dealuri poamă. Idee n-am ce se va întâmpla, dar culegeam cu un dor nebun de mamă, că ea deja în viață nu mi-era. Apoi visat-am că ea revenise, ea se întoarse din lumea de apoi și noi eram toți fericiți ca în vise, că mama noastră iarăși e cu noi. Ne grămădisem parcă toți acasă, stăteam pe prispa casei părintești și îi ziceam mămicăi, ești cea mai frumoasă, ești ca un înger, ca o zână din povești. Iar ea stătea frumoasă, fericită și la nepoți cu dragoste privea, zicând, n-am fost de mult așa iubită. De mult vroiam să vin la casa mea. Pe după casă se auzea bunica. Bunelul îndrepta și el un cui. Un vis frumos. Însă bunei și mămica s-au dus și am rămas în nimănui. Știam că vis. Însă simțeam o fericire pe care oameni buni nu o pot descrie. Nu poți descrie a mamei revenire când tu știai că ea mai mult nu va veni. Și în același timp stăteam, Doamne, cu o frică, că dimineața vine și mă voi trezi și o să rămân fără bunei, fără mămică și iar de ei doar îmi voi aminti. Azi noapte am visat-o iar pe mama. Azi noapte am fost foarte fericit. Dar din păcate, oameni buni, care e drama? Când dimineața eu voi ști că a murit.